zi-mă! Stai numai așa că dumping nu înseamnă că împing ceva nevestei dumitale. Zău, mă? Da. Dar ce înseamnă, mă, zi? Când zici tu dumping, nu înseamnă dumping? Sau poate că fericele, el zice dumping, dar în capul lui e tatrac. Înțeleg care tot rău e, de ce arde-o? Stai, domnule, bă. Dumping e un cuvânt în engleză. E tatrac acum, bă, și engleză, păi tu ești meșter sau agent secret? Nu știu, domnule, engleză, mă rog, știu acolo câteva cuvinte. Eu nemțește știu că am lucrat 9 ani la Berlin. Acum să explică, bă, de ce nu bea el, că a lucrat în Germania. Acolo pe șantier Viricele nu putea să-l suflim fiolă, după aia te primeam. Și dacă te-am răzit, a băutură, te împușcă că hitleriști în cap. Zi-mă, care-i treaba cu un pingu? Bun, deci, eu de vreo 2 luni m-am întors înapoi în țară. Vă spun sincer, nu-i mai suport pe nemți, adică ce zic eu nemți, că nu mai sunt nemți acolo, sunt numai turci, de ăștia cum le zice, sirieni și alte de ale, că n-am scurmieră, nu. Mă rog, nu mai este Germania a germanilor, înțelegeți? Adică nu mai ești tu pe stradă să vezi un bărbat blond cu ochii albaștri. Nu mai, domne, că acum 10 ani era altă chestie, dar acum s-a stricat. Așa, și m-am întors în România și mi-am făcut și eu un site și am pus acolo prețuri mici și asta înseamnă dumping în engleză. Tu lucrezi pe bani puțin ca prostul? Da, cam așa. Pentru că, pe urmă, faci o treabă bună și vine un vecin și vede. Și de-aia și el la o treabă și lui ăla îi pui 10% în plus. Și după aia vine altul și vede. Și lui ăla altul îi pui 10% în plus. Și tot așa 10%, 10%, 10% până ajungi la prețul corect. Bă, din Germania e manevra asta, mă? Da. E manevră nemțească, este? Da. E prost. Da? Băi, mai bună manevra noastră românească, mă! Adică? Adică, iei lucrarea, iei avansul și nu te duci! Așa, și mai aveți lucrări? Nu, dar nu ne trebuie, că la mine șomajul merge, la mine am alucăția la copii care eu... Da, mă rog, treaba voastră, cum ziceți, eu am altă tactică. Mă, Felicile, mă, tu știi că noi toată casa n-avem nicio scrumieră? Știi și-a lăsat că nu mai fumez, că trebuie să mă apuc de treabă. Până diseară vreau să termin. Mi-a părut bine? Și nouă... Înșele, un tâmpit, l-a strigat Germania. Îl strică rutițele în cap. Dă-l dracu cu pingului, hai să mergem. Auzi, prost, tu iar în jocul. Bun, ce prost. Dă-l dracu de prost. E prost, rău, mă, prost. Bă, dar prostul ăsta, să știi că are șanse să-ți facă treabă bună. Păi da, bă, că așa zice și nevastă mea, că de-aia l-aș luat. Auzi pe una de la dreptul că face treabă bună, că se mișcă bine. Da, la mine zvărăratul rămâne fericele. De ce am trecut? De ce, mă? Prin iad. I-A-T. Iad. Fericele, păi, prietenul meu, cel mai bun. Să aibă nevoie de mine și să nu apeleze. M-a simțit insignificabil. Nimic, zero, călcat în picioare. Ușorul de furnici, bă. M-a simțit ca atunci când ești tată și ești cu copilul tău acasă și el are de făcut teme la matematică. Și nu vine să te întrebe cum să rezolv. Deci mă doare, m-a durut, mama, o tragedie. Mă, cum să te doare pe tine tragedia? E vorba de matematică, mă. Bă, până mie când venea fiul probleme de matematică, eu mă enervam imediat, mă. De ce? Păi eu nu știu, mă, matematică, mă. Du-te, mă, la profesoară să te ajute, pleacă cu acadelele tale de aici. Ce acadele? Alea, mă, dă, sunt ele, secretele mai șmicre ca parantezele. Acolade! Dă-le, trec, mă, să-mi... Acolade, nu acadele, păi vezi, ele, eu nu sunt așa, că eu știu matematică. Știu matematică și construcții, știu zidărie, știu. Da, mă, știu, și ce vrei să fac acum, mă? Știu. Că așa a zis nevastă mea, m-a obligat. A zis că să te țin departe de casă, că vii, îl deranjezi pe ăsta și faci panaram aici.
Și-am făcut panorama? Nu, n-am făcut. Deci n-am și-o dreptate să zic că nevasta e o tâmpită? Ce bă, crezi că nu știu? Băi? De-aia nici m-am pus cu ea de dimineață, când stă cu gura pe mine, taca, 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 taca. Nu mai vreau, mă, vreau liniște. Mamă, și tu ce-ai făcut? Ca o loc, bate vântul, că mai apăzut, că copacii, că dracu, te mai plăși mult. Ce-i mă, de ce ți-am făcut? Ce vrei tu până la urmă? Hai, nu rog, bă. Ce vreau? Bă, bandele! Hă? Bă, mă, tu mergi ăsta de prost. L-ai avut întotdeauna să ai făcut studii de specializare în ultima perioadă? Celentano, ce-ai băiatule? Te-ai trezit cu fața la cerșaf? Mai bine cu față la cerșaf ca mine decât cu față călcată de tramvai ca tine. Mă, ce dracu are ăsta, mă? Nu știu, mă. Ce-i, mă? Avem, mă, ia spune, tu așa prost ești de mic, s-ai făcut vreo școală în ultima perioadă. Mă, ce rătăru, tu ai mare noroc că umbli cu firicel tot timpul, mă. Ca fel ce? Ca fel, stăteam de vorbă acum, înțelegi? Băi, știi ce ești tu? Ce, mă? Ești dovada vie că în viață se poate reuși și fără creier. Ce-ai, bă, de bune cu el? Moment! Bă, Pandele, tu când ai fost în vizită la grădina zoologică, nu ți-a zis, mă, oamenii, Pandele, bine ai venit acasă și să te bagi în cușcă cu cimpanzei? Tăi-și, mă, din gura aia. Auzi, mă? De câte ori trebuie să trag apa să dispari? Bă, uite, joc în picioare, bă, celetano, te bat rău de tot. Stai pe loc acolo, ce-ai? Băi, tu nu l-au auzit, bă, da, vorbește. Bă, o scatule. Bă, din gură. Bă, tu ce te băși, mă? Zău? Bă, dar cred că nu pot să mă descurc. Da, mă? Da. Ia să te vedem. Iată, mă, ia și eu să nu mai puteam. Serios, mă? Păi stai să vezi ce-ți dau, mă. Stai, bă, lor, nu te deranja, că vin eu. Auzi, mă, tu te-ai gândit vreodată să dai judecată pe mata și pe tactu? De ce, mă? Că te-a făcut turi și prost, cum de ce? Atâtea fost, mă, că am văzut lume mai isterice ca tine! Eu? Mă bag? Exclus! Cum vrei tu, mă? Bandele ta ca fetițele, mă! Da, mă, așa! Aolo! Ușor n-auzi! Auzi, mă, Celentano, eu zic că mai bine te duci acasă și te culci. Dar mai bine nu mai spui tu mai bine ce să fac mai bine. Mai bine mă lași în pace. Sigur că da, tot tu cu gura mare, mă, tot tu cu gura mare. Păi nu mai spune ce să fac, mă, doare capul. Bă, știi ceva? Proastă eu că încerc să te ajut. Mai bine mă duc în casă și-mi văd de treabă. Stai, fă, uite. Lasă-mă în pace. Termină-vă bandajul. Bă, să ești e tâmpită. Cum e te frijele? Ai învățat lecția? Ce lecție? Asta că ți-am predat-o mai devreme. Bă, prietenul tău cel mai bun să te aici și avea nevoie de ajutorul tău și nu ți l-a cerut, bă. Deci mi-ai făcut tu mie, ți-am făcut și eu ție, să te închipăchit. Auzi, bă, adică ce-ai făcut tu panorama asta de aici, vrei să spui că a fost o lecție? Exact, fricele, dar nu orice fel de lecție, o lecție a umilinței. Te-a căcat în picioare, când stăteai tu aici singur, pe băncurță, cum te simțeai în sufletul tău? Inutil, așa este? Bă, să știi că așa este, da. Mă bucur că am mai reușit să pun o cărăbită la formarea ta profesională. Hai să mergem la oaie să bem o țuică sau ceva acolo sau... Da-te, dracu, aici mă doare tot astfel. Deci m-a omorât pe ăsta, m-a omorât. Deci asta e, da, s-a meritat, s-a dat o lecție. S-a dat o lecție, da? Vreau să știi că de aici, de unde stau eu și cum uitam așa la lecția asta pe care mi-o predai tu mie, nu prea semăna la lecție, să știi, era altceva. Da, eu v-a ce? Era prostie, bă, nebunule. Du-te, bă, trecut de prost. Ele, păcate n-ai înțeles nimic, băiatul. Deci nu ai înțeles nimic. Iată, mă, nevoieți să iau măsuri. Bă, stai cu minte, bă. Bă, dacă ești prost, ce faci, mai? Bă, până... Bă, taia e mai grea și mai dureroasă ca matematica. Ascultă-mă. Pandele, unde ești, mă? Ai uzi de parte. Bă, că tot aici sunt. Iată, așa, uite, tu puțin, că ai uitat să zic ceva și de măta mare. Hai, vino că pa la tine ca la șinițele. Hai, da! Stai să vezi tu acum. Ceva? Dar dracul îmi coricet.
मुश्किल कहता है अब तो जीना बिन तेरे तेरी याद तेरे बाद ना जीने देता है दिल को मेरे ऐ दिल मुश्किल